Vom putea face față tuturor provocărilor și avem un plan să ne dezvoltăm țara și să consolidăm pacea și securitatea în regiune. Este declarația făcută de premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, într-un interviu în exclusivitate pentru Euronews România în ziua alegerilor cruciale. Domnul prim-ministru Dorin Recean a ales să ofere un interviu în exclusivitate pentru Euronews România astăzi din Chișinău, în ziua votului și în ziua votului pentru referendum. Vă mulțumesc foarte mult! Bună ziua! Cu mare drag și bună ziua tuturor românilor, dar și a basarabenilor care sunt în România. Astăzi suntem într-o zi extrem de importantă pentru Europa și pentru Republica Moldova și pentru România. Sunt foarte multe analize geostrategice despre importanța votului de astăzi și despre vulnerabilitățile pe care ar putea să le aibă, inclusiv din punct de vedere militar, Republica Moldova, dacă nu va trece acest referendum. Cum le vedeți dumneavoastră ca prim-ministru? Eu mă bucur că ați început cu faptul că aceste alegeri sunt importante și pentru Uniunea Europeană și pentru România, pentru că Republica Moldova în acest context este un pilon a securității regionale și noi avem ferma convingere că vom putea face față tuturor provocărilor. Mai mult ca atât, Republica Moldova are un plan foarte bine punctat pentru ca să dezvoltăm țara, să dezvoltăm mediul de aici, să consolidăm capacitatea noastră de a asigura pacea și securitatea în Republica Moldova, dar și pentru regiune. Cum sunteți pregătiți astăzi în cele două scenarii? Scenariul 1, trece referendumul, care este planul? Scenariul 2, nu trece. Și ce faceți? Eu deseori sunt întrebat, inclusiv aici acasă, clar, care este planul B. Și eu la toți le spun că avem un singur plan, să dezvoltăm țara și în 2030 să fim membri a Uniunii Europene, cu drepturi de plin. Ce se va întâmpla dacă va trece acest referendum? Care vor fi pașii pe care îi va urma Republica Moldova, încotro se va îndrepta, care vor fi schimbările din țară? Noi am deschis negocierile acum în iunie 2024 și avem un plan foarte concret pentru ca să dezvoltăm Republica Moldova, pentru ca Republica Moldova să fie și să arate ca și orice țară în Uniunea Europeană. Și primul exemplu pe care îl dăm este România. Și atunci obiectivul nostru este în 2030 să fim o țară la fel de dezvoltată și prosperă și în pace ca și România. Din acest punct de vedere vreau să fac un îndemn a tuturor cetățenilor Republicii Moldova care acum se află în România și știu că trăiesc acolo, au deja experiența Uniunii Europene, să ia pe toți de acasă și din Mahala și toți prietenii să meargă la secțiile de votare, care sunt deschise în mai toate centrele universitate, cum ar fi Galați, Suceava, Iași, Brașov, București, evident, Timișoara, Cluj, Napoca, Craiova, și sunt suficiente secții de votare, trebuie doar să mergem și să votăm. Și o ultimă întrebare. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, cum sunteți pregătit pentru mâine? Știu că ați muncit foarte mult zilele acestea, ați avut toate structurile în coordonarea dumneavoastră. De mâine, ce se întâmplă de mâine pentru dumneavoastră, pentru partidul din care faceți parte? De mâine construim, și mâine continuăm să construim Moldova Europeană la noi acasă. Oamenii când spun Uniunea Europeană se gândesc în primul rând la valorile Uniunii Europene, se gândesc la pace și la democrație, dar se gândesc și la chestiunile care le sunt extrem de apropiate, cum ar fi drumuri mai bune, salarii mai mari, o viață mai bună. Aceasta cum o vedeți și când se va întâmpla? Noi asta încercăm să explicăm la toată lumea, aici în Republica Moldova. Uniunea Europeană de ce este în pace și în prosperitate? Pentru că are acest sistem de valori care se concentrează pe drepturile omului, pe atenția asupra omului și tot ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Atunci când este vorba despre construcția de drumuri, de apeduct, canalizare, grădinițe, școli, universități, servicii medicale, servicii sociale, locuri de muncă bine plătite, tot este gândit pentru ca să aibă grijă de cetățeni. Asta îi explicăm și asta construim la noi acasă. Domnul Dorin Recean, prim-ministrul Moldovei, vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Și eu vă mulțumesc. Astăzi, în ziua votului de aici, din Chișinău.